Aproape tot malul lacului Techirghiol este acoperit de un strat roz și urât mirositor. Pătura, care pare a fi vegetală, se întinde pe o lățime de câțiva zeci de metri. Specialiștii susțin că bacteriile sulfuroase se aștern în părțile expuse la lumină. Astfel cresc în biomasă și formează un fel de îngrămădiri, iar apa devine roz-violacee. Apoi, condițiile de mediu favorizează o altă algă. Se numește Duna Lilea și are în corpul ei aceleași substanțe pe care le găsim în morcov, numite beta-caroten. Algele roșii sunt cele mai rezistente. Sunt simple, mobile, unicelulare, cu doi flageli și foarte, foarte rezistente la condițiile de mediu. Cercetătorii analizează probele luate din apă. Vor să afle dacă este vorba despre o poluare produsă de activități industriale sau despre o explozie de alge. Iau din mai multe locuri pentru a avea o probă cât mai completă. Am tras aici un concentrat. Genul ăsta de probă trebuie dusă foarte repede la laborator. Încălzirea excesivă de anul acesta, episoadele de caniculă apărute mai devreme ca niciodată, au dus la explozia algei roșii. Aceasta consumă întreg oxigenul din lac, sufocând alga verde tradițională. Este o premieră, amploarea acestuia. Turiștii veniți la tratament pentru a beneficia de proprietățile vestitului nămol din stațiune abia rezistă, chiar și în aer liber. Iarba asta de aici cred că intră în putrefacție și de naștere a ceea ce este nămolului, altfel nu se explică. Ce e ala? Am văzut-o și ne-am întrebat și noi de la ce provine. Am mai fost și anul trecut, tot așa, câteva zile am stat pe aici. Da. Și era așa rozace? N-am observat atunci, sincer. N-am văzut. Oricine poate să intre în continuare în apa lacului, nefiind vorba de poluare. Cu alte cuvinte, dacă nu vă deranjează mirosul specific hidrogenului sulfurat și aspectul apei, specialiștii susțin că puteți să mergeți fără griji pentru tratament pe malul lacului Techirghiol.